Minorul de 15 ani, care este suspectat că împreună cu un tânăr de 20 de ani a ucis doi frați din satul Bolohan, raionul Orhei, va sta 30 de zile în arest. Magistrații judecătoriei Orhei au admis demersul procurorilor care au cerut aplicarea măsurii preventive. Vă recunoașteți vina? Vă pare rău? De la ce a pornit conflictul între voi? Cu ce ați lovit cei doi bărbați? Avocatul minorului a refuzat și el să ofere comentarii. Eu nu pot comentez, n-am niciun drept, domnul nu. De ce? Am împuternicire la dumnealui pentru a comenta și a da declarații. Dar cum pledează pierdul dumneavoastră? S-a recunoscut vina? Parțial. Nici rudele acestuia nu au dorit să discute cu echipa noastră de filmare. Cum s-a întâmplat totul? V-a povestit ceva? De ce nu vreți să discutați cu noi? Procurorul de caz spune că în cadrul audierilor minorul și-a recunoscut parțial vina. Conform materialelor cauzei penale, sunt două persoane învinuite de săvârșirea infracțiunii de omor. La această etapă, organul de urmărire penală nu poate oferi alte informații, deoarece ancheta se află la stadia inițială. Cel de-al doilea suspect va fi adus în fața magistraților în după-amiaza zilei de astăzi. Crima odioasă a avut loc marți noaptea într-o gospodărie din satul Bolohan, raionul Orhei. Doi frați de 52 și 58 de ani au murit după ce ar fi fost snopiți în bătaie de către doi tineri. Mai mult, casa în care au fost găsite victimele a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii ajunși la fața locului i-au scos afară pe cei doi frați care erau încă în viață. Victimele au fost aduse de urgență la spitalul raional Orhei, însă au murit la câteva ore după internare. Oamenii legii au pornit un proces penal pentru omor intenționat. Ambii suspecți riscă până la 20 de ani de pușcărie.